În goana sărbătorilor, gospodinele au încercat să scoată cele mai bune preparate pentru masa festivă. Fie că vorbim de cozonac, dulcele care nu lipsește de pe masă de Crăciun sau friptura, ori sarmalele, la oricare dintre preparate, acestea au căutat cea mai ușoară și delicioasă rețetă de gătit. Noi am pășit în bucătăria Ilenei, care ne-a arătat cea mai ușoară și gustoasă rețetă de cozonac. Ingredientele sunt aceleași, însă modul de preparare este diferit față de rețeta obișnuită. Bun, dragilor, în fața noastră sunt mai multe boluri cu ingrediente. O să te rog, Elena, să ne spui ce rețetă facem astăzi, pentru că știm că este vorba despre ceva dulce. În spiritul Crăciunului și nelipsiți cozonaci moldovinești, pe care știe toată lumea, de mai bine de 10 ani am descoperit o rețetă care merg an de an și este foarte bună. Secretul ar fi o aluatul opărit. Ce anume, cum opărit? Vă arăt imediat. În primul rând trebuie să pregătim maiaua, așa se zice, da? O să punem drojdie la activat. Atunci când punem drojdie proaspăt, cu un pic de lapte, o să încălzim lăpticul. Iar în timp ce se pregătește laptele, o să facem aluatul opărit, de care îți spuneam. Da? Secretul așa. Aluatului opărit îți reduce din timpul de frământare foarte mult. Știm că trebuie frământat o oră și bătut să iasă toate bulele. Faptul că facem aluat opărit ne reduce din timpul de frământat și atunci nu mai stăm să crească. Avem timp pentru mai mult. Da, da, da. Pentru aluat opărit vom avea nevoie de lapte și un pic de făină. O să amestecăm pe aragaz și când se leagă coca, atunci dăm deoparte și punem și drojdie, da? E totul după ochi, așa, pentru că văd că nu le... Bine, de atâția ani știu să-l fac din ochi, dar ceea ce recomand doamnelor și domnișoarelor și tuturor gospodinilor să meargă pe gramaje exacte. Trebuie să luăm în considerare zile în care este mai ploios, vom avea nevoie de mai multă făină. De ce? Absorbe, umiditatea absorbe mai multă făină. Ok. Bun, laptele s-a încălzit. Și o să activăm drojdia. Secretul activării mai rapide este un pic de zahăr. Ok. Da. Așa. Ceea ce ajută să se să crească mai repede. Am înțeles. Da. Până dă pe din afară sau nu o să dea pe din afară, că am pus mai puțin. Așa. Și după ce s-a activat drojdia, o punem în aluatul opărit. Se face aluatul, vom separa albușul de gărbenușuri. Este foarte important să folosim ouă de calitate de la țărani. Ne ajută mai mult la să fie cocă, să fie galbenă, dar o să vă spun și un secret. Pentru a-l face și mai galben, punem un pic de sare. Așteptăm să se umfle, se vor umfla, s-a prins, e foarte bine, mersi. Așteptăm să se răcească, după care vom adăuga drojdia care se activează, da? Da. Putem urmări drojdia dacă punem un pic de făină deasupra, în momentul în care se va umfla, ea va dispărea. Da. Aluatul s-a opărit, după cum vedem și drojdia s-a activat, da, foarte frumos. Le vom amesteca și așteptăm să se răcească, să se umfle. În timpul ăsta vom pregăti compoziția pentru aluat. Da? Chiar dacă pare migălos, odată ce urmez toți pașii, unul după altul, nu are cum să nu-ți iasă bun. Aici vom bate foarte bine gălbenușurile cu zahărul. Vedeți că începe să se lichefieze, să se topească zahărul și se albește puțin compoziția și se mărește volumul. Vom
vom adăuga esență. Aici putem pune de care vrem noi, eu pun un pic de rom, un pic de lămâie, combinate. Esență de vanilie, chiar dacă nu scrie nicăieri, eu o folosesc. Am luat dos pește acolo liniștit, îi facem o cruce să meargă bine, facem compoziția de umplutură și aici secretul este să folosim albușul bătut foarte bine. La fel, punem un pic de sare și se umflă mult mai repede. Același secret. O să mai punem un pic de zahăr și cacao. După ce aluatul a stat la dospit, iar compoziția este gata, ne pregătim de montat cozonacul. Putem folosi tot felul de mirodenii, ceea ce ne place. Rahat de diferite arome sau stafide înmuiate în esență de rom. Împletim în două, unele doamne, gospodine, le împletesc în trei. Luăm tava, îl punem și așteptăm să crească. Cât stă cozonacul la cuptor, noi trecem la următoarea rețetă. Dragilor, cât cozonacul stă la cuptor, noi suntem alături de șef Vlad, care ne va spune cum facem rețeta de sarmale tradiționale ca la Moldova, ca la Iași. Da, bună ziua! Bine ați venit la noi! În principiu, secretul sarmalelor ține de fierbere și cu ce le fierbem. Pe partea de compoziție, ca în orice parte a țării, avem ceapă, morcov, în unele zone nu se folosește morcov, orez, ceva afumat, recomand gușa pentru că are și un pic grăsime, și cimbru. Bun, cu ce începem? Prima dată. Prima dată. Călim ceapă. O tăiem frumos, că știm că sunt cuburi, mai multe tipuri. Da, ok. Cuburi, cât mai mărunt se poate, pentru că ajută și la fierbere și pentru estetica sărmăluței. Prăjim ceapa împreună cu morcovul Prima și prima dată călim doar ceapa, apoi adăugăm morcovul în puțin ulei. În timp ce ceapa se călește, eu morcovul de obicei îl dau la răzătoarea mică și nu îl stort de suc. De ce? Are o dulceață aparte și se regăsește în gustul final. Multă lume încearcă să scape de acel suc. Da. Lumea încearcă să scape de suc din cauza că își alege carnea prost. Dacă alegem o carne foarte, foarte grasă, compoziția devine foarte moale. Și dacă se mai adaugă și sucul din morcov, clar este și mai moale. Și se chinuie foarte mult la îndelitul lor. Cum alegem carnea pentru sarmale? Cum trebuie să fie? Eu de obicei iau spată de porc sau mai folosim vită și porc. Cantități nu tocmai egale, undeva la 70% porc și 30% vită mai macră. După ce călim aceste două ingrediente, aproape de final eu adaug și orezul, să-l umflu puțin. Dacă îl pun direct în compoziția de sarmale, tinde să se spargă sarmaua. Am așezat sarmăluțele în straturi, am mai pus afumătură, mai punem puțin și deasupra. Ce rol are? A închide oala, pentru gust. Au gustul ușor afumat. Ce vă spuneam mai devreme, puțină pastă de tomate sau sos de roșii. Și închidem tot cu foi de varză. Eu le fac la cuptor la 140 de grade cu umiditate, undeva la 2 ore jumătate. Bine, le verificăm și dacă mai e necesar, le mai lăsăm. Am făcut mai multe pachete personalizate în funcție de numărul de persoane. Am urmărit cam ce se servește și ce cerințe ar fi. Bine, românii, în general, în perioada sărbătorilor vor tradițional, ca la mama acasă. Și atunci le-am făcut și cu răcituri de curcan, de exemplu, și cu salată, vestita salată beef. Am mai pus două salate mai light. Ce ne-a uimit e faptul că am avut cereri pentru preparate ușoare. Pește cu legume, cu sosuri. Ne-am dat seama că totuși românii vor și ceva mai sănătos. Nelipsiți cozonaci, prăjituri de casă și fripturile. Cu un singur telefon, ieșenii își pot comanda ceea ce își doresc să aibă pe masa de Crăciun, prețurile fiind pe măsură.